Liberalii buzoieni susțin că eliminarea celor 102 taxe, începând cu data de 1 ianuarie 2017, constituie un joc electoral parșiv al PSD. 102 taxe pe care odată un român în viață practic le plătește, dar la cărui impact bugetar sare de 2 miliarde de lei. După cum vedeți, după noi potopul, cam asta e tactica PSD-ului, lasă că o să câștigăm alegerile, venim la guvernare și pe urmă le amânăm pe toate 4 ani de zile să le lăsăm moștenire eventual următorului guvern. Liberalii buzoieni mai spun că propunerea de eliminare a taxelor, potrivit unor specialiști în domeniu, ar putea periclita stabilitatea economică a țării. În acest context, liderii PNL Buzău ironizează sloganul de campanie a PSD. Liberalii cred că mesajul electoral al PSD pentru alegerile parlamentare ar fi trebuit să fie altul. Îndrăznește să crezi în minciunile noastre. O măsură fiscală calculează și impactul, să vadă dacă bugetul susține acea măsură, dacă lucrurile sunt sustenabile și nu are rost să-i păcălești pe oameni, să le dai o lună de zile după care să vii cu ajustări, cu tăieri. Lor se potrivește mai degrabă sloganul îndrăznește să crezi în minciunile noastre, noi te vom păcăli o lună de zile după care știm noi ce avem de făcut. Deși e criticată vehement, legea care elimină taxele a fost votată în unanimitate, adică inclusiv de către liberali. Pe lângă taxa Radio TV, legea elimină și 33 de taxe consulare, inclusiv cea suplimentară pentru eliberarea pașaportului, plus 20 de la Registrul Comerțului. Dacă proiectul adoptat de Parlament va fi promulgat de președintele României, vor dispărea și 22 de taxe pentru modificarea actelor și 13 extrajudiciare de timbru.